Iubiții mei, zic și eu acum ca Buhariu, iubiții mei, stați să mă dau pe jițel. Mă înregistrez. Iubiții mei, am învățat și eu ceva de la pastorul Buhariu, că despre el o să fie vorba și astăzi și toată viața mea o să fie vorba despre el. Ăsta nu cred că vrea să zică iubiții mei, cred că vrea să zică spectatorii mei sau sclavii mei. Sau roboții mei, ești într-un caz, iubiții mei. Te la două, trei vorbe, iubiții mei, iubiții mei. A venit gata, pregătită ca Buhariu. Trebuie să limităm bine, nu? Adică să arătăm că suntem totuși la performanța lui, știi? Da. Am venit înaintea voastră astăzi. Mi-a arătat domnul meu creier, despre ce să vă vorbesc, stați să-mi pregătesc. Evanghelia după Naomi. Și mi-am adus șase alte instrumente, cumva și Buhariu. Buhariu, dacă nu vine fără fițuică și telefon, eu am și dau. Mi-am adus și drujba și BMW. În caz că mă sună miliția, fac ca Buhariu, tot setul complet. Bine, eu nu pot să-mi bag joc. Chiar dacă nu crede în Dumnezeu, eu nu pot să-mi bajoc și să mă aduc Biblia și să-mi pun telefonul pe Biblie sau știți că nu. Nu, cred din partea a doua, dar nu pot să-mi bajoc, da? Pentru că știu că sunt alții care cred și atunci respect pe ei. Și nu-mi bajoc. În fine. Acum, dragii mei, iubiții mei, cât am mai asudat ieri din cauza lui Buhariu ăsta, dar nu-i stres. Nu-i stres, Buhariule, că tu nu înțelegi o chestie. Dacă voi îmi tot hăcuiți contul de YouTube și nu-mi dați pace să-mi țin aici slănina mea pe scaunul ăsta și dacă o să mi se închidă contul de YouTube, că mi-l închideți voi sau apelați la tot felul de șmecheri de ale voastre, hai să zici că cu aia v-ar merge, că doar tu ești specialist în IT, nu? Nu, că ții să menționezi asta cam în toate predicile tale. Nu e o problemă, că și asta e o reclamă. Dar fii atent, Buhariule. YouTube-ul ca YouTube. Dar mă întreb, oare gura asta, cum o să-mi oprești când vin în fața bisericii la Deva, unde ești tu pastor? Sau tu crezi că eu nu-mi pun slănina asta în avion? Bă, băiatul! Nu numai că vin, nici nu mă spăl 3 luni înainte. Nici nu mă spăl și când vin să miros bine. Știi? Și atâtea video-uri o să fac ca să tăt asu, să tăt transpir. Și apă să put. Și vin în biserică și mă scoți afară că put? Mă scoți? Și apoi mă fac și eu că Elike Menovelis? Și așa-ți vorbește Naomi. Poți să mă scoți afară? Deci lasă-mă aici unde sunt eu. Că eu nu cred că am venit să vă iau scaunile voastre de la nicio biserică. Vă trebuie scaune. Prin Viena, prin Madrid, Francois, Marc Melecois. Vă trebuie scaune, că fugiți după ele. Mie nu-mi trebuie, eu am un singur scaun. Și voi și pe ăsta vreți să-mi luați. Că vă nu vă convine, că eu, ci că, știi, vă execu pe voi. Păi normal că vă execu, că voi sunteți nesâmțâți, mă refer la voi, la pastor, n-am nimic ca cuinureaș. La voi că sunteți nesâmțâți. Tu, Boha, le-a cerut oamenilor, dacă pot să spun așa, să nu-și folosească rațiunea. Și le-am demonstrat oamenilor, să nu zică că scot de la mine. Cine nu mă crede să uite la video, dacă îl mai găsiți. Normal, acum ar mai trebui să-l găsiți, că am reușit să îmi resetez unele hăcuieli făcute de omul ăsta. În fine. Că ajungem neșacul imediat. Când el a spus că rațiunea nu-i bună, rațiunea e păcătos. Și dacă e păcătos, e de la satan. Da? No. Dacă el v-a cerut să nu folosesc rațiunea, eu, Naomi Mureșan, vă rog frumos, să vă folosiți rațiunea. Și dacă credeți că zic eu greșit în materialul ăsta, vă rog frumos din suflet să mă corectați. Și să-mi spuneți dacă eu am interpretat greșit. Dar nu că vă lăsați manipulați de altcineva. Vă uitați la ce prezint, vă gândiți, vă folosiți logica și vedeți care minte, eu sau Boha. Știți că eu vorbesc, imediat vă arăt pe Boha. Și rămâne la atitudinea și aprecierea voastră să vă folosiți logica, rațiunea, creierul, în alte cuvinte, să-l folosiți, nu cum zice Boha, să nu-l folosiți, că e păcătos. Nu, folosiți-l, iubiții mei. Acum, păstorică ăsta a fost invitat foarte recent
pe data de 2 days ago, pe data de 15 mai. Au fost invitat sau s-au autoinvitat, nici nu știu, dar puțin mă interesează la chestia asta, în Viena, la Biserica Emanuel. Da? O să vreau să vă arăt aici niște secvențe, adică niște aberații de ale lui, ca de obicei. Și vreau să țineți cont de niște aspecte. Toate secvențele pe care vi le arăt și pe care le explic separat, îs luate din aceeași predică. Da? Deci considerați că vă duceți la biserica voastră, un program de dimineață sau de seară, no, și eu de acolo am luat fiecare minciună, adică n-am stat chiar la fiecare. Ce a fost așa mai colosal? Da? No, bun. Acum, știți ce nu înțeleg eu? Ori mint eu, ori minte Boha. Vă rog frumos să mă lămuriți care cum. Oare am mințit eu când v-am demonstrat că el a spus că Domnul i-a arătat pe drum sau pe mașină sau chiar și în biserică că i-a arătat să schimbe predica? Deși el avea fițuică pregătită și o fițuică oameni buni. Păi și mie să pregătesc asta, eu trebuie să ascult pe el. După aia trebuie să mă întorc să aleg minutile. Și eu încă am avut date exacte. Adică m-am uitat la el, am avut date exacte. El trebuie să facă și mai mult de atâta. Să caute prin anumite părți, bla bla bla. Deci, în alte cuvinte, ce încerc să vă transmit, e că trebuie timp să pregătești o fițuică. O ciornă, cum vreți voi, da? Dar spuneți-mi voi mie, cine o mințit? Eu că am zis că nu-l cred că e de la Domnul. Acum eu presupun că este Dumnezeu, da? Ca să fie ok și pentru voi. Ori eu am mințit că am zis că nu e de la Domnul sau el o mințit? Mă, eu până în seara asta am avut impresia că eu am avut dreptate. Eu așa am crezut, că am avut dreptate. Bă, dacă l-am prins cu fițuică și el o mințit că i-a arătat Domnul pe mașină sau pe drum, în timp ce tot el era șoferul, că doar nu, el e pe smerenie, nu-și angajează șofer personal, nu? Că atunci să implică acolo alte costuri și așa mai departe. Și cum Dumnezeule să-și conduci sau tu ai ceva Tesla, ai pe automat și tu știi? Eu m-am gândit că până acum eu am dreptate, dar cred că v-am mințit, oameni buni. Până îmi ziceți voi dacă am mințit eu sau omul ăsta, cred că am mințit eu. Cred că mi-am dat diagnosticul singur. Știți de ce? Care și-a făcut timp să-l asculte, dacă l-ați ascultat, hai să zic așa, aproximativ 15 predici, deci 15 predici e aproape suficient să vă dați seama că se repetă ca o bandă stricată. Deci, pur și simplu, ai impresia că dai pe taraf sau pe trinitas, așa-și pop, așa-și cadielniță, așa-și futielniță, așa-și crușielniță, așa le-aș, știi? Până când și în Biblie scrie că cine se repetă și bolborosește aceleași cuvinte, nu-i plăcut în fața Domnului. Dar păi nu. Și nici o să zic asta. Și omul ăsta să te trepet. Numai că la o biserică alege o fițuică, la o biserică alege alta. Eu am crezut că el face ca mine prima dată. Am crezut că își pregătește fițuica, termină predica, o rupe și o aruncă. No. Eu știți ce cred eu că face el? Stă el așa să gândește bine ce să predice, ce să articuleze, ce minciuni să mai bage pe acolo, ce întâmplă. Își pregătește fițuica. Crede că e inspirat de Duhul Sfânt la momentul respectiv. Și apoi el când e pe drum, vine cu poșeta de fițuici. Eu cred că are o poșetă. Am și eu un nepoțel, îmi pare rău pentru nepoțelul ăsta meu, dar nu ce să facem, are diabet tip 1, cred că e tip 1, care are nevoie de insulină, știți? E foarte greu, e foarte greu cu boala asta. Și tot trebuie să-și facă injecție, tot își bagă acolo, tot nu știu ce, în fine. Și trebuie să aibă o poșetuță mică după el. Acum chiar că vorbesc serios, da? Bine, că și până acum vorbesc serios, numai că nu, sunt pe sarcastică pe locuri, dar asta e viața. Și trebuie să aibă poșetuța aia mică, că nu, să-și măsoare blood sugar-ul și mai nu știu ce. Nu cred că așa are și Boha. Numai că el n-are din aia de diabet, încă nu are. Dar presunt, elicche menovelis că o să ai. De ce mințești atâta, eu cred că o să ai la până... Până la urmă, eu cred că tu o să dai în diabet. E la atâta minciună, o dai în diabet, știi cum groza. Numai că acum poșeta ta nu e de diabet, poșeta ta e cu fițuici. Și tu și ai crezut, mă,
Hai că mă duc cu predica asta, cu fițuica B, dar de fapt lasă că o schimb pe aia cu, nu știu, cu H. Și normal că tu zici că domnul ți-a arătat, că e doar impresia ta. Și tu deja având fițuica în poșetă, ai schimbat doar fițuica și... Măi, eu cred că am mințit. Te rog frumos să mergi. Te rog frumos să mergi că n-am... Eu am crezut că tu minți când zici că domnul ți-a arătat, dar cred că ți-a arătat iluzia aia ta din capul tău ce fițuică să-ți alegi, că tu cred că le păstrezi așa net. Pentru că te prea repeți. Tu și când repeți un set de minciuni, e la fel setul. Nu dispun acum nici de timp și nici de alte chestii care trebuie, de care trebuie să dispun, dar promit oamenilor, sper să nu mă părească un Alzheimer, că odată o să pregătesc un video în care să prind două predici. De exemplu, de la o biserică din România și una din altă parte. Poate tot din România sau din altă țară. Și să le dau play și să audă cum spui la fel, bă, omule, la fel. Deci, îs momente în care tu folosești aceeași fițuică. Și eu mi-am dat seama că tu, de fapt, nu ești prost degeaba, vorba vine, știi? No? Tu nu termini predica și ți arunci fițuica, tot ți-e bine. Și ai poșetă după tine. Să mă scuz că am mințit că n-aș știu că ai fițuiși și ți arată domnul pe care să o realegi. Te rog frumos, iartă-mă că-s mincinos. Și știi ce nu mai înțeleg eu? Din moment adică tu te tu repeți, mă, omule bun, atâta te repeți, nu știu, pur și simplu ești ca un radio din ăla de pe vremea lui Ceașcă, rămas într-o scobitoare și tot, să tot, știi? Eu nu înțeleg pentru ce. Te cam uita să mă dau pe zițel, că acum e vorba despre mine, mă, să mă scot în evidență. Eu nu înțeleg pentru ce să mai plătesc cu oamenii bilete. La ce să te mai chinui și tu să traversezi oceania, să te duci tu pe rechini, pe maimuță, pe rinocer, să traversezi tu oceane, munți, ba te duci în Austria, ba în Spania, ba nu știu piu. La ce să asuz atâta? Că oamenii pot pur și simplu să dai play pe o predică de-a ta și gata. Că nu-i ca și cum te duci tu și faci câte o descoperire în fiecare biserică. Nu, cam așa și povesti. Pentru ce să mai strângi bani? Hai că te învață, Naomi, cum să fii eficient, că doar tu vrei să salvezi pentru Asociația Miros de Cer. Tu vrei să-ți intre bani, nu? No, pă, lasă să intre bani, nu cheltui banii degeaba. Nu mai cumpărați bilete de avion. Nu mai închiriați mașini, că așa ai zis că va și obosit, că am venit cu avionul și o trebuie să închiriez mașina de la aeroport până la biserică. Nu mai închiria mașină, mă. Mă, nu mai, nu, nu, nu. Spune-le la oameni că au nevoie doar de o telegramă de-a ta. Și o apasă ăștia pe buton, că cu atâta inteligență artificială, și pac, o apărut Buhariu acolo și repete ca un robot. Siri, mă, tu cred, mă, tu ești, stai, mă, cacu. Mă, Boha, tu cred că ești frate cu Siri sau cu Alexa? Nu știam eu, vezi, mă, nu, tu asta e, că tu ești artist din ăsta care hăcuiești conturi, he? Prima dată l-ai pus pe Denis să-mi facă complaint la YouTube, mincinos care ești tu. Ai văzut că nu ți-a ieșit și că trebuie să ne întâlnim la curte și ai zis, bă, stai că chiar dacă am încercat prima dată pe ascuns, nu, trebuie să mă arăt la curte și cum să mă arăt că mă văd oamenii și îmi pierd din reputație. Oricum ți-ai pierdut-o și o să-ți o pierzi. O să-ți o pierzi pentru că ești mincinos. Înțelegi? Eu am dovedit că ești mincinos și o să dovedesc în continuare. Ai văzut că nu ți-a ieșit cu faza aia, că n-ai știut care-i procesul final, sau măcar procesul în sinea lui, n-ai știut care-s pașă. Și ce ai zis? Ai mai așteptat un pic și îmi bași curent, bași virus în contul meu. Să ce? Boha, dacă nu-mi leși scaunul meu aici unde mă aflu, mi-l mut în Deva. Și tu nu-mi știi talentele mele. Că multă lume m-a subestimat. Multă lume. Dar când a fost vorba să-mi fac talentul, știi cum am învârtit plăcinta de pe o parte pe alta. Adică și eu mă pot teleporta. Sau crezi că numai tu poți zbura? Că ți se cumpără biletul să te duci? Și eu pot, mă. Nu mai cumpăr cartofi 2 luni de zile și să vezi ce frumos vin și zbor. Mă mai fac că mă duc și steau pe la Lidl, mă duc așa cu o găleată din aia pe lângă mine, din la căpșuni, știi cum pun oamenii bani. Boha, hai să arătăm la oameni cât ești de mincinos. Hai să înceapă sesiunea, că nu vreau să mă lungesc tare mult, deși ăsta cred că o să fie de o oră. Dar asta e viața. Oameni buni, încercați decât să spuneți, vai ce lungi faci videourile Naomi, decât să mai spuneți asta, încercați să apreciați că e multă muncă în spate. Eu depun foarte mult efort. În primul rând, îmi sângerează timpanile să-l aud pe mincinosul ăsta și pe urmă din nou iarăși îmi sângerează pentru că trebuie din nou să-l ascult și să pregătesc secvențele. Apreciați-mi, vă rog frumos, munca. Munca. Nu mai spuneți că mi-s foarte lungi. Că dacă nu vin cu dovezi, vezi, dacă aș opri acum video și aș pune doar că minte și așa, ar fi foarte scurt. Uite, 15 minute.
Dar unde-s dovezile? Nu? Eu trebuie să dovedesc. Dar dacă vreți material de calitate, aveți răbdare și apreciați. Dacă nu, bye-bye. Ascultați aici ce părere de... ce părere modestă are despre El Buhariu. E vorba doar de câteva secunde. Asta e introducerea și pe urmă mergem mai departe. Ascultați un pic, vă rog frumos, numai un pic. Ascultați. Iubiții mei, soția mea mă respectă și are încredere în mine, nu pentru că predic bine. Că eu pot să predic aici, cum predic și acasă, dacă nu mă compor frumos cu ea, n-am făcut nimic, ea nu zice, ea nu zice, las că predica fain. Nu. Soția mea are încredere în mine pentru că eu îl iubesc pe Iisus. Bun, știți ce am vrut să auziți de aici? El a zis că soția mea nu mă iubește pentru că... sau nu are încredere în mine. Nu, nici nu mai știu cum a zis, că soția mea nu mă iubește sau că nu, ea nu are încredere în mine pentru că predic eu bine, ceva de genul, da? El a zis că pentru alt motiv. Dar în alte cuvinte, o menționa faptul că el predică bine. Stați să dau un pic înapoi ca să vedem, că așa au zis, să nu rămâne aici de minciună. Deci el a menționat faptul, adică el crede că el predică bine, numai un pic. Care nu știe, sau care nu... Numai un pic, stați așa. Iubiții mei, soția mea mă respectă și are încredere în mine, nu pentru că predic bine. Că eu pot să predic aici cum predic și acasă... Deci, nu pentru că predic bine, adică el recunoaște că predică bine, dar nu pentru asta îl respectă soția lui. Îl respectă pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Na, mă, boha, stai un pic tu așa. Îți spun eu, tu nu predici bine. Știi ce faci tu în schimb? Tu minți bine. Deci, tu n-ai cum să insinuezi indirect că predici bine, că tu asta ai făcut. Ai insinuat indirect. N-ai zis, vai, ce bine predic, dar știi, soția mea nu mă respectă că predic bine. Mă respectă că iubesc pe... Tu nu predici. Tu minți bine. Mergem next. Stați în bifeze aici cu scobitoarea, că am trecut peste... Și-a fost mai ușor, că de acum vine cu grosul. Ascultați, vreo frumos, e vorba de un minut aproape. Ascultați aici faza. 3. Ce fac oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă, în al treilea rând, iubiții mei? Oamenii aceștia se botează. Dar vă rog să vedeți ordinea asta. Nu se botează că trebuie să facă nunta peste 2 săptămâni. Eu nici nu o să înțeleg și prind acum ocazie că avem aici mulți tineri. Numai Domnul i-a dus. Domnul se binecuvinteze că rar de prinde îmbătăți așa. Da? Dar eu nici nu înțeleg ca și fată. Cum poți să ai atâta minte să te căsătorești cu un băiat care face nunta, care face botezul cu 2 săptămâni înainte de nuntă? Câtă minte poți să ai în capul ăla? Câtă minte? Păi el ar trebui să aibă cel puțin 4-5 ani de la botez. Cel puțin. Ca să-ți dea o garanție, nu? Păi șeful când m-a angajat m-a întrebat unde a lucrat în ultimii 5 ani. Când mergi să iei o mașină care are 4-5 ani vechime, te intri pe car vertical să vezi pe unde eu umbla mașina aia. De câte ori a fost lovită, nu? Vai, uite! Ferească, bine că a intrat reclamă. Bine că a intrat reclamă, oricum am terminat cu secvența asta. Deci, voi ați auzit așa ceva? Voi ați auzit ce am auzit și eu? Fetelor, eu nu că vă întreb ce minte aveți în cap să vă căsătoriți cu un băiat care nici măcar nu are 4 ani când s-a botezat. Eu vă întreb, fetelor, oare ați auzit și eu zis pastorul? Eu cred că mai bine ar fi să n-auziți și să surziți. Te rog frumos să-mi spui și mie, pastore Buhariu, care ești tu, unde vreodată în Biblie să mă ferească Parascheva și Maica Grație la localistrată la pămășăia exagerează. Mă, dar tu, Buhariule, exagerezi mai mult decât Maica Grațiela și Calistrate la un loc. Așa ceva n-ai văzut. Unii scrie, mă, în Biblie că drept garanție pentru căsnicie îți trebuie cel puțin 4 ani de vechime la botie sau cum vreți voi să vă exprimați. Adică dacă n-ai minimum 4 ani, tu nu reprezinți garanție. Dar scuză-mă, unde scrie asta în Biblie, mă? Păi atunci ai culo altfel, știi? Să presupunem că eu mă botez, ieși eu în viața mea, nu s-o tulbura pe nimănui, nici măcar aia de la găinea localistrate, cine știe vorba, cunoaște. Da, mă, boha, dacă eu acum... Dai să văd, mă mai registrez aici. Nu
Am un pic să vedem că să produc aici niște extorsiuni. Cred că mi-au virusat bohă ăsta și tot e laptopurile pe care le-am. Dacă eu, de exemplu, mă botez acum și mor peste un an de zile, matematic vorbim, că ți-e place cu calcule, domnule artist, hacker care ești tu, mă botez și mor peste un an, nu mai ajung în rai? Hai să spunem că toate celelalte calități sau sarcini le-am îndeplinit, care scrie în Biblie, doar că am numai un an de botez. Nu ajung în rai, n-am garanție că ajung în rai când am 4 ani de botez? Păi dacă un băiat sau o fată trebuie să aibă 4 ani de botez, ca vechime, să poată să se încadreze într-o garanție de căsnicie, poate câți ani de botez trebuie să am ca să am garanția că ajung în rai, ținând cont că toate celelalte chestii le îndeplinesc. Acum vorbim strict legat de botez. Unii mă scrie în Biblie că trebuie să ai 4 ani vechime de botez. Ce teologii sunt astea? Ce aberații sunt astea? De unde le scoți? Păi dacă vorbim aici de garanție, că un băiat sau o fată e vretnic sau vretnică de căsătorie, dacă are măcar 4 ani de botez, oare voi, pastorilor care sunteți, câtă garanție trebuie să ne prezentați nouă? Și ce exemplu trebuie să fiți voi, la ce standard? La ce standarde trebuie să fiți voi față de noi? Ținând cont de experiența pe care o aveți. Nu? Păi dacă la un mire sau o mireasă le cereți cel puțin 4 ani vechime de botez ca să se căsătorească, voi vă dați seama cât de stricți ar trebui să fiți voi cu voi înșivă înainte să deveniți pastori? Asta ar însemna că voi n-ar trebui să mințiți, cel puțin să nu vă audă lumea. Să aveți un comportament ca atare, să fiți exemplari. Nu? Trebuie să fiți un exemplu pozitiv mai pe limba românului. Păi, oricum, o să trec la următoarea fază, dar înainte de asta rog pe cineva frumos, cineva care are dreptate și a ascultat cât de cât predicile, adică minciunile la omul ăsta, rog frumos să caute pe internet și să mă ajute un pic și pe mine, nunțile la care au participat Buhariu, că trebuie să le arătăm oamenilor că el de fapt o oficializat, adică oficializat, o binecuvântat pe mireasă și pe mire, când ei de fapt nici n-aveau 4 ani de botez. Înțelegeți ce spun, da? Deci căutați voi cele mai tinere cuple, și eu cuple, cupuri, care s-au căsătorit, ca pe după aia caut eu numele și mă uit când s-o botiza persoana respectivă, voi faceți mă un pic din muncă și pe aia fac eu, ca să le arătăm la oameni că de fapt asta vorbește în pildă. Degeaba vii tu boh aici și acuz că fetilor, ce minte aveți voi în cap să vă căsătoriți cu un băiat care nici măcar n-are 4 ani de botez, când tu de fapt ai căsătorit cupuri tinere care nici măcar n-aveau 4 ani de botez împreună, mă. Împreună. Plus că asta nici nu se ceare biblic. O referință biblică se poate la chestia asta, la afirmația asta. Mai bine zis, la dezinformația asta. Tu comiți blasfemii, mă, astea sunt blasfemii. Tu când mințești ceva și nu există în Biblie, tu, astea sunt blasfemii. Îți bat joc. Auzi tu că garanție. Că ce minte aveți voi, fetilor? Dar tu ce minte ai să vii să ne spui nouă minciuni și tu să minți? Sau nu știi despre ce vorbesc? Nu? Oameni buni, ascultați aici din nou. E vorba iarăși de un minut. Ascultați o dovadă. Ați observat, poate, video-ul ăla care a circulat pe internet. Un băiat a scos 500 de lei și a mers într-un peco din România și avea și cardul la el. Și au zis, oameni buni, oricine dintre voi îmi spune un verset din Biblie, vă plătesc și vă fac plinul la motorină. Așa ciudă le-a fost la români, mă, că ar fi pus mâna pe bani, dar nu știau un verset. O femeie dintr-o mașină o deschis portiera și au zis, da, domnul, numai din Biblie, zice, dar de unde vrei? Ar fi știut versuri de la trupele astea care sunt în vogă, alea cred că le știa pe de rost. Un evreu, ascultați-mă bine, un evreu care știa românești, a spus un verset și și-a făcut plinul. Iubiții mei, mie mă plăcut matematica și îmi place. Nu știu dacă vouă vă dă 1 din 15, 90%. Mie nu-mi dă nici cum. Am aplicat și Pitagora și toate la și Tales și tot. Nu-mi dă nici cum. Dar așa au zis românii, că 90% sunt bocăiți. Că-s creștini. Și nu știm un verset în Biblie? Văd.
Ați văzut, da? Ați văzut că o ținut să zică cu Pitagora, cu Tales, cu formule, adică să scoată în evidență faptul că matematician, da, eu te cred pe cuvânt că ești atis, mă, că tu mi-ai hăcui contul, te cred pe cuvânt, boha, perfect, nu contest. Am și eu niște calcule, da, imediat alea, imediat. Nu, acum, vezi tu? Tu ai vrut să-i faci pe oameni să înțeleagă că n-ai cum să fii creștin, să te declari creștin. Sper că asta ați înțeles și voi, oameni buni. Stați să mă dau pe cițel. Sper că asta ați înțeles și voi, da. Deci el a vrut să explice audienței că n-ai cum să te numești creștin. Deși miram aș când vreodată și de unde a scos el statistica asta că 90% dintre români se declară pocăiți. Bă, boha, tu de unde scoți statisticile astea? De unde le scoți, bă? Eu nu știu de ce boli suferi, să mori, du-te mă, te rog, eu nu vreau să-mi bag joc, mă, omule bun, dar du-te să vezi măcar dacă ești bipolar. Te rog, eu insist, du-te să vezi dacă ești bipolar, cel puțin, asta cel puțin. Că dacă ești, pe cuvântul meu, dacă eu mai zic ceva. Eu n-am cum să critic oameni bolnavi. Eu nu critic oameni bolnavi, eu mă retrag. Dacă aș ști că tu ești bolnav, pe cuvântul meu, eu n-aș, nu te-aș mai critica, că n-am, eu nu. Că atunci ar fi ca o bătaie de joc, știi? Că îți bați joc de un om care nu gândește. Dar tu te ții că ești foarte cu formule, cu Pitagora. N-o vezi tu? Ah, ai dat exemplul ăsta cu băiatul ăla din Peco. Oricum, exemplul ăsta atât îl folosești deja în miserită și, nu știu, bețile de, bețișoarele de urechi care mi-au rămas prin urechi pe acolo, în fine. Și te folosești exemplul ăsta. Și vezi, Doamne, l-ai lăudat pe evreu, că evreu o știut și în română. Vai, de mine câtă performanță. No, cum să te numești tu pastor? Exact, te întreb cum ai întrebat tu pe ei. Că tu ai făcut calcule, că cu Pitagora, că... No, păi hai că fac și eu calcule. Am făcut și eu calcule, știi, brânză cu cașcaval, ceafă de porc cu pulpă de scroafă. Și nu mi să ne o chestie. Nu, nu, am aplicat și eu calcule mele, știi. No, uite ce nu mi să boha. Tu ca pastor, măcar un verset, hai să zic pe zi, dar e puțin pe zi. Dar măcar un verset, dacă ai fi învățat, o luăm și așa, mă, o luăm și așa, pe zi, tu, normal, n-ar mai trebui niciodată când te duci în biserici să spui afișează Matei 14 cu 50, dar tu n-ai zis referința asta din cap că ai știut-o, nu. Tu ai citit-o de pe fițuică, vezi? Asta e problema. Asta e problema. Tu ai zis că ai primit Duhul Sfânt de la 14 ani, bă băiat. Păi de la 14 ani până la 37 de ani pe care ai. Mă, trebuia să știi Biblia, știi cum? Exact cum zbura spiridușul pe placa aia în Spider-Man, așa trebuia să zboare ție creierul prin Biblie. Tu, 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 tu. Nu? Că normal, i-ai recomanda unui creștin măcar un verset într-o zi să înveți. Dacă tății tu că, vai, trebuie să știți versete din Biblie neapărat pe de-a rost, no, atunci i-ai recomanda măcar un verset pe zi, că altfel ar fi înjositor față de Dumnezeu în care credeți voi, zic și eu, nu mă știi. Păi și atunci, după calculele mele, dacă tu la 14 ani ai zis că ai primit Duhul Sfânt, în alt video te-am auzit că ai zis că ai 37 de ani. Păi nu ți-au ajuns atâția ani? Să măcar versetele alea, puncte cheie, să le înveți pe de-a rost? Că vezi tu că sunt unele de care vă folosiți și sunt foarte importante. Măcar alea n-ai putut să le înveți pe de-a rost. Sau vrei să spui că le înveți? Păi dacă le înveți și le știi, de ce mai vii cu fițuică, mă? Că nu știi referințele din cap? Sau că uiți în ce ordine să-ți spui minciunile și ai nevoie să te ajuți? Care din ele? Că eu m-am uitat foarte atentă la tine și te-am analizat foarte bine. Deci atât am pierd vremea cu tine de, nu știu, trebuie să-mi facă cineva o statuie. Așa. Și tu, indiferent că spui din Biblie, indiferent că citești bazaconidia tale, întâmplări luate de pe Google sau chiar cicătrăiri personale, alea nici nu ar trebui să le citești, Doamne, ferește. Păi dacă e trăirea ta personală, îți rămâne în suflet sau, adică în suflet sau în cap. Nu, la tine tot e special. După calculele mele, Pitagora și fântine și smântână și lapte acru, de ce folosești fițuică? Tu îți dai seama? De la 14 ani ai zis că ai primit Duhul Sfânt, ai 37 de ani și tu pentru referință, tu te uiți pe fițuică și numai că te uiți să-ți aduci aminte
din Haști în Paști. De multe ori citești direct. Ți-ai scris acolo, de exemplu, Matei 13 cu 20 și tot citești, că se vede cum stai și citești, pentru că e o fluență din aia maximă. Cine ești tu, mă, să dai exemplu la cu nu știu ce băiat din PEC, o întrebat pe cineva că dacă știe un verset din Biblie, îi face plinul la mașină, de plinul lui nu mai pot eu. Că mă duc și-mi fac plinul la cred, decât să vină să mă întrebe pe mine unul de verset. Când tu, de fapt, ești pastor, când tu, de fapt, ești creștin de la vârsta de 14 ani, mincinos care ești tu, că oricum tu minți, și tu vii cu fițuică? Sau te rog frumos, dacă cumva suferi de Alzheimer, spune-mi să-mi ceri iertare. Din nou, dacă ești bolnav, spune-mi, te rog frumos, să termin să te mai critic. Că nu vreau să critic un om bolnav. Dar cel puțin până acum tu ar trebui să te verifici de, dacă suferi de dacă ești bipolar și dacă ai Alzheimer. Păi n-ai cum tu să te iei de creștin că ei nu știu măcar un verset? Când tu, de la 14 ani ai Duhul Sfânt și atâta, ai zis că tu citești Biblia de nu știu câte ori, că ai citit-o de nu știu câte ori, că tu în fiecare zi o citești nu știu cât timp. Păi dacă tu în fiecare zi citești Biblia, luând-o și în alt fel, și în alt mod, păi tu dacă în fiecare zi citești Biblia, mă, automat îți rămâne un verset în cap. Cumva îți rămâne? Că eu văd la mine când citesc cărțile pe care trebuie să le citesc, îmi rămâne așa, că tăcitim, bă, îți rămâne, că îți rămâne. Cum le-am zis și eu la oamenii care vin în Irlanda. Le-am zis, bă, au câte 15-16 oameni buni, credeți-mă, sunt români în Irlanda și de 20 de ani. Au o engleză mai dezastră decât a lui Pinocchio. Le-am zis, mă, oameni buni, un cuvânt, dacă ați fi învățat în fiecare zi, erați experți. Experți! Dar nu și-o da silință. Așa și tu, Boha, în atâți ani de creștin care ești tu, foarte dedicat, tu cu nu știu câte ore la bord de citit, că te-ai lăudat, că citești foarte mult din Biblie și așa, pă mă, nu mai avea nevoie de fițuică, știi cum? Nici anunțată, ca și Cristian Bărbosu. Sau vrei să zici că nici acum n-ai folosit fițuică? Hai că merg să investigăm. Hai că investigăm, că... Da. Să nu zică lumea că mint. Oameni buni, aici o să dau pe mare. Am dat sonorul pe mut. N-are rost. Deci nu contează ce spune omul ăsta de la Ambon. Uitați-vă, vă rog frumos, la Bohariu. Sper că îl identificați. Da, e aici jos. Foarte trudit, săracul. Un minut. Vă rog frumos, uitați-vă la mâinile lui. Doar atâta, vă rog frumos. Și țineți cont că e din aceeași predică. Uitați-vă la titlu, uitați-vă la dată sus. Aceeași predică. Nu eu secvență din alt video și nu. Nu. Și dacă vreți, vă duceți voi frumos pe YouTube. Scrieți așa pe YouTube și vă duceți exact la minutul 44 și 02 și secunda 2 și să vedeți cum face Bohariu până la minutul 45 și 50 de secunde. Uitați-vă, vă rog frumos, dacă dumneavoastră identificați vreo fițuică la omul ăsta în Biblie. Uitați-vă, vă rog. Deci doar uitați-vă la el. Mai uitați-vă că mai aveți timp. Uitați-vă, că mai este încă un minut jumate. Că mai așa un pic de pauză, că se gândește cum să știți, cum să... În ce ordine să pună ideile, minciunile, versetele, nu, ca să iasă bine, să mai frământă, iară mai își frământă creierul, după aia își frământă iară fițuica, după aia o scoate din Biblie și o pune frumos acolo, o pune semnul. Da, da, Boha, te vedem, da, și a vrut să zici acolo, să ne mai uităm la tine, ne uităm, mamă, ne uităm, nu avem cum să ne uităm ce vorbești acolo. Nu, că tu minți, adică tu îți bagi joc de noi, pur și simplu îți bagi joc de noi. Uitați-vă acolo, oameni buni, să nu credeți că are clătite în Biblie. Nu, aia e o fițuică. O vedeți? Vă rog frumos, dacă aveți probleme cu ochii, puneți-vă ochelari. Ochelarii pe voi. Uitați-vă acolo. Să nu credeți că o da filele din Biblie. Nu, uitați acolo, uitați. Și pentru confirmare, o să vedeți imediat cum scoate fițuica și o mută de la începutul Bibliei la sfârșitul Bibliei. Și își mai pune și semnul de la Biblie acolo și când ajunge în față la Avon, să-i zică să se facă el că atâta de inspirat de Dumnezeu, faie mică, și deschis exact ne-a arătat Dumnezeu, când acolo l-a deschis direct la fițuica. Uitați cum își mută fițuica. Uitați-vă imediat. Ca pe nou. Na. Uitați, ați văzut cum o scos-o și acum o bagă și după aia pune semnul și slăbi să fie Domnul Elică Menoveles că își deschide Biblia exact în fițuica. Așa, bravo, bravo, pune și semnul de la carte, dar ai văzut cum te-am învățat, mă. Bravo, bravo. Da. Și acum, mai ales numai câteva secunde, acum nu mai are importanță fițuica, să vedeți că se ridică, se rogă, o termina de să uitat la fițuica, da?
No, haideți, rugați-vă, hai că ați mințit prea mult, hai, vă rog eu frumos, hai sus, ridicare, hai, 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 hai. Așa, fiți cominți. Deci ați văzut, da? Ați văzut. Boha, n-are rost să mă mai lungesc, că mai vreau să arăt încă o ipocrizie, mai vreau să arăt la pastorul de la biserica asta, ca păi dacă n-areți la oameni, n-ai cum, știi? Mai vreau să arăt încă o ipocrizie, dar până să trec la next level, te întreb, nu-ți rușine? Nu-ți rușine să apar tu și să spui că să nu știți voi un verset din Biblie? Logic, pentru un creștin, creștin adevărat, un verset trebuie să-l înveți într-o zi, n-ai ce să faci, trebuie să-l înveți, că altfel te faci de râs ca și creștin. Păi și tu de atâta timp, tu ai nevoie să citești. Oameni buni, duceți-vă și uitați-vă la predica asta sau la alte predici. Nu numai că citește referința, nu numai că spune, de exemplu, judecător 13 cu 4. El și citește direct de acolo că deja și-o scris. El la ce să mai navighează prin Biblie, că nu... N-are rost. Dar îi poate critica pe alții că nu știu să deschidă Biblia la nu știu ce pagină și nu știu cum, știți. Când el, de fapt, are și referința scrisă și textul, pe foaie. Înțelegeți voi? No, bun. Acum, ca să vedeți ce impact au minciunile lui în biserică, bine că nu la toată lumea prinde, da? Nu? Haideți să vă fac cunoștință cu pastorul principal de la biserica asta. Da? Deci am terminat cu fițuica lui Boha. Deci dați-mi voie să vă prezint pe pastorul principal de la biserica, uitați aici, biserica Emanuel din Viena. Și aici vedeți cum scrie conducerea bisericii. Și pastor principal nu e nimeni altul decât Ioan Noane. Interesant nume de familie, dar mă rog. Deci, mister, tu în ce ligă ai studiat? Acum te întreb pe tine, mister pastor, nenică Ioane, Noane, Bamboane, catifelate și minciunate. La ce universitate te-ai dus ca să studiezi comedia și teatru ăsta așa de comedie dramaturgă din asta? Nu știu la ce mă refer. Mă, eu cred că Boha pe unii dintre voi v-a transformat în roboți. V-am zis eu, el nu se referă la iubiții mei. El a vrut să spună roboții mei, sclavii mei, supușii mei. Pentru că la unii din voi funcționează. Am văzut că pe durata predicii lui a funcționat la tine. Că te-am analizat de la început până la final. La ce mă refer? Arată acum la oameni. Ca să vă țin un pic în suspans, oameni buni, îl vedeți că tot e lui, să nu ziceți că am mințit, da? Și am nevoie de atenția voastră. Vă rog frumos, vă rog frumos din suflet, preț de un minut aproape, ascultați-l foarte, foarte, foarte atent ce spune și pe urmă vă explic de fapt ce am vrut să vă demonstrez. Că dacă vă zic de la început, după nu mai sunteți atenți. Fiți atenți, vă rog frumos, ce spune pastorul bisericii. Iubiții Domnului, vă invit în seara aceasta cu toți împreună să facem o rugăciune înaintea Domnului și să facem o rugăciune aceea atât de binecunoscută încât o știu și copiii. How can aerial pods help with climate change? No, numai un pic, că asta e duhurile lui Satana, să bagă aici reclame ca să-și facă și ăștia bani. Vedeți, ăștia fac bani cu reclame, nu eu, că eu încă n-am 1000 de subscriber ca să îndeplinesc ultima cerință, ca să mă apuc să fac bani. Ăștia fac bani, vedeți, ăștia fac bani de pe YouTube cu reclame, uitați. Harul Domnului, prin harul Domnului fac bani din Ariel și ia, din reclame cu piani. Numai un pic, oameni buni. Iar aceasta am vrea să rostim rugăciunea Tatăl nostru pentru că este cea mai frumoasă rugăciune și nu pentru că o spun eu, este cea mai frumoasă rugăciune, nu pentru că ci este scrisă în Biblie, este cea mai frumoasă rugăciune, nu pentru că ci atinge și acoperă toate nevoile noastre, este cea mai frumoasă rugăciune, pentru că este rugăciune complexă și pentru că este rugăciune pe care ne-a învățat Hristos, Domnul, Fiul Dumnezeu și știm cu toții. Căci dacă Hristos Domnul ne-a învățat această rugăciune, înseamnă că este cea mai perfectă și este cea mai adâncă rugăciune Tatăl nostru. Haideți să închidem ochii și să rostim rugăciunea aceasta cu toții cu voce tare, dar rar și fiecare cuvânt, fiecare frază să ne pătrundă până la adâncul oaselor și să înțelegem ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Amin. Închidem ochii. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se nu...
Numele tău, vie împărăția ta și acum ei spun tatăl nostru. O zis că foarte rar. Nici o zis foarte rar, că o zis destul de rapid. Eu am exersat de două ori și cam așa o trebuie să zic ca să termin în timpul care am terminat. E tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, pe asta nu e rar. Dar în fine nu asta vreau să scot în evidență. Stați un pic. Un pic. Și vă rog frumos, când revine din nou sonorul, vă rog frumos să vă uitați la fața lui. Acolo vreau să vă uitați. Da? Și apoi, da? Imediat. Hai că dau pe mare să nu cumva să nu vedeți. Deci, da. Să fie domnule. Uitați. Vă invit să ocupați locurile. Și-o luați ochelarii jos, numai bine. Iubiții Dumnezeu, vă spunem în seara aceasta tuturor care a venit în cap. Acum nu mai contează ce zice. Uitați-vă la fața lui. Deci uitați-vă la fața lui, da? Bun. Vedeți vreun strop de lacrimă? Vă întreb și eu. Vedeți vreun strop de lacrimă pe el? Vedeți și o ceare când și-o da jos, cam o dau înapoi. Uitați-vă la ceare lui. Dacă ar fi plâns în timp ce se ruga, trebuia să-i fi fost aburit o ceare aia sau măcar să aibă o lacrimă. Uitați-vă ce clar e numai o ceare. Ați văzut? Nici n-are rost. Bun. Hai numai un pic așa, că tu ești tâlhar mare. Oameni buni, ați văzut o ceare. Nici tu aburiți, nici tu lăcrimați. Fața lui foarte senină. Nimic. Acum nu ne uităm la riduri. Vreau să zic că n-are nicio lacrimă. Ce le-o zis oamenilor? Că vreau să vă arăt o fază. O zis oamenilor să se roage pentru că rugăciunea asta e o rugăciune perfectă, o rugăciune adâncă, o rugăciune complexă. Și să se roage până rugăciunea asta perfectă le pătrunde măduva oaselor. Te-am citat pe tine, bă, băiat. Mă, du-te la pensie, du-te și pensionează-te, mă, și lasă scaunul. La care doarme lângă tine. Păi când tu spui așa ceva, când tu le recomanzi oamenilor să se roage rugăciunea asta, care e una foarte complexă, adâncă, și să se roage până le intră în măduva oaselor, înseamnă că tu trebuie să te lăși pătruns de Duhul lui Dumnezeu. Sau măcar de starea aia sfântă a rugăciunii. Și asta înseamnă că după ce te rogi, măcar, știi, măcar un pic de dioptrie. Tu, s-o termina rugăciunea, mă întreb, te-ai rugat așa cum le-ai zis oamenilor să le intre până în măduva oaselor? Sau vă intră așa direct pe nări, pe urechi și n-aveți nevoie de o lacrimă? Ce rugăciune aia? Mă, știi ce interesant? Știi ce interesant? Ca să vedeți unde vreau să ajung. Eu îndemna pe oameni să se roage rugăciunea tatăl nostru, că o rugăciune n-are rost. Ați auzit cum o zis, da? El însă nu a avut lacrimi. De oameni nu mă interesează, eu vorbesc de el, Kelly Pastor. Bun. Mai uitați-vă încă la o chestie. Odată el un îndemn, înaintea lui odată îndemnul, o mai vorbit omul ăsta, unde e ăsta, mă? Adică s-o mai și cântat. Acum n-are rost sonorul. La sonor, oameni buni, nici nu contează. Eu vreau să-i vedeți moca lui. Uitați, o mai vorbit el un pic înainte. Vedeți, ochii sunt foarte ok. Da? Pe urmă ne ducem un pic mai acolo unde o mai zis ceva din cuvântul Domnului, vezi, Doamne, s-o mai și cântat. Adică o cântat oamenii ăștia și o cântat cântă frumoasă. Nu știu, trebuia să fie pătrunzi, e Duhul Sfânt și știu eu ce. Uitați numai un pic când predică ăsta la alt. Adică zicea una alta, da? Iar e reclamă, na, ce să faci? Numai un pic, mă scuzați. Voi fiți atenți aici la ce vreau să vă arăt, da? No, îl vedeți pe om, pe pastor, acolo. Ăsta vorbea și nu numai că vorbea. Aici, la un moment dat, spre final, da? Au făcut anunțul și să se roage, adică pentru frați, să se roage pentru frați în cazul, da? Uitați aici cum citește cauza. Cauze. Tinerele care vor merge în Africa, tinerii care vor pleca în România în misiune, mi-aduc aminte că m-am dus și eu. Și când Bun, în fine, și s-o mai rugau acolo pentru cauză, da? Păi tu când anunți cauzele, când cineva le anunță, sau dacă tu le citești, mă, în cazul ăsta el le asculta, cumva îți vine să lacrimezi, nu? Că ți-e milă când auzi pentru ce lacrimi, pentru ce cazuri te rogi, nu? Nici când s-o rugat el rugăciunea aia care cică să pătrundă până în măduva oaselor, nici acum când îl ascultă pe ăsta, el nu lacrimează. Și nici când o predicat el un pic, nu lacrimat. În schimb, haideți să vedeți unde lacrimează. Haideți să vedeți cum a intrat sub hipnoza lui Buhariu. Haideți să vedeți. Minutul ăsta mi se pare cel mai interesant. Uitați aici. Mă, interesant că rugăciunea aia sfântă nu l-a făcut să plângă. Nimic nu l-a făcut să plângă, numai minciunile lui Buhariu. Uitați-l aici, zici că face pe el de plâns. Mi-e vine să râd, bă, când îi văd ce se preface omul ăsta.
Și să nu spuneți mie că lacrimile lui sunt adevărate. Uitați acolo, uitați, uitați, uitați. Imediat îi dau lacrime și mai tare. Vai, săracu. Mă, dar până atunci nu a avut nici muci pe conducte, nu a avut nici lacrimi în butoi, nimic nu a avut. Numai când a venit Boha. De când, oameni buni, eu în timp ce comentez aici, uitați-vă la moșulică la din spate. Spuneți-mi voi mie de când să poate ca atunci când te rogi să n-ai nicio lacrimă, dacă îmi vine un mincinos sau când vine un inventator din ăsta de parabole și îți toarnă acolo din plin tot felul de minciuni, cum să poate ca el să aibă mai mare putere asupra unui credincios, asupra unui pastor? Uitați-vă, uitați-vă, e cică plomba. Vai, săracă, cum se cântă. Mai stați un pic, că Boha asta tot face yoga. Atâta noroc că de-aia cred că nu se blochează buricul, cum să te mișcă prin biserică. Uitați-vă la pastor. Cum să poate oameni buni să aibă, noi presupunem acum că pastorul e creștin, da? Păi cum să poate ca asupra lui, uitați iară, el plânge, să nu credeți că râde. Eu prima dată am crezut că râde, dar nu, el plânge, săracu. Uitați-l acolo. Și mai erau secvențe în care ștergea lacrime. Cum să poate, domn pastor, când te rogi să n-ai nicio lacrimă, uitați-l, vai de mine, nu vrei și o lacrimă, îți dau și un șervețel, mă. Pe cuvântul meu că îți dau șervețel imediat. Stați-mă un pic, uitați-vă. Voi vă dați seama, când el a predicat, el însuși n-a plâns. Ăla când a predicat, n-a plâns. Când a anunțat cauzele pentru rugăciune, n-a plâns. Când s-a rugat Tatăl nostru rugăciunea care trebuie să spătrundă mă de voastrelor, n-a plâns. O ceare a fost perfect. Când vine Boha, uite, vai de mine cât plânge. Uitați-vă la fața lui, păi cum să te cred eu că tu plângi de-a seriosul? Bă, du-te, bă, deci. Voi vă dați seama? Ori să preface pastorul în cazul ăsta, ori Boha vine cu o putere supranaturală de hipnotizare din aia, încât la omul ăsta ieși bulionul pe ochi. Voi vedeți acolo cum să te face, că se cântă? Sau mă rog că plânge? Uitați-l, săracul. Uitați-l, stați că imediat îi dau șervețel. Dă-te, bă, Boha de acolo, să le vedem pe ăsta cum se cântă, așa. Oh, no, 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 no. Spuneți-mi voi, oameni, bă, nu te răzâma de Biblie. Halo, ce faci? Uite-l ăsta că se pune pe Biblie. Pus să te iai, mă, omule bun. Cum o să te pui pe Biblie? Mă, eu am mai văzut că își pune telefonul pe Biblie, de asta să rază-mă și pe Biblie, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Nu, uitați-l pe ăla cum plânge în spate. Uitați-l. El într-un ocean din ăla, el e izvorul minunilor. Dacă cumva sacă vreodată brandul ăsta cu izvorul minunilor, te duci la el și... Da, uitați acolo. Vedeți? Bine, dacă vreți să-l vedeți mai mult cât să preface pe omul ăsta că plânge, duceți-vă voi și uitați-vă, că eu nu... Uite, îți dau un șervețel. Da, știi care e faza? Nu ți-l dau pe tăt, mă, că-i scump. Stai să te pun pe pauză, dă-te încolo. Nu, stai să mă dau eu pe mare, că acum, știi? Da. Nu ți dau tăt șervețelul, mă, că-i scump. Uite, atâta îți dau. Ca să nu faci cu muci laptopul, știi ce zic? N-ai cum. Oameni buni, voi vă dați seama câtă nemernicie acolo. Eu mă întreb așa ca om numai, adică cum să nu te sensibilizează o rugăciune, chiar dacă e numai Tatăl nostru. Păi tu când spui Tatăl nostru, păi tu când te rogi Tatăl nostru, tu îți dai seama care ești în cerul, sfințească numele, vie împărăția ta, facă-se voia ta, dă-ne pâinea noastră, cea de toate zile. Sunt niște chestii sensibile, te ia un pic o lacrimă. Că tot el i-a spus senoreașilor să vă rugați până când rugăciunea pătrunde în măduva oaselor. Dați înapă și ascultați să vedeți că nu inventez eu. Nu, el a zis că rugăciunea asta e foarte complexă, e perfectă, e adevărată. Și totuși el a rămas nemișcat. Păi cum adică mă să rămâi tu la rugăciunea dată nu o să nemișcat? Tu care crezi în Dumnezeu. Eu nu cred, eu nu mă rog, that's it. Eu v-am spus, eu voi sunteți, mă refer la ăștia doi. Mă, voi sunteți mai păgâni decât eu. Că eu măcar nu-mi bajoc, voi înțelegeți? Eu nu mă razăm pe Biblie, eu nu mă apuc și eu Biblia și îmi fac din ea suport de telefon. Nu! Nu o am, that's it. Nu o lăs la alții. Le fac cadou la alții la care cred. Da, au fost oameni care i-am văzut că vezi doamne, zic că cred în Biblie, s-o mai și contrazis cum ne dea nici o citi Biblia. I-am întrebat, ai Biblie, nu vrei să-ți cumpăr una, dar cea mai frumoasă Biblie am cumpărat. Dar dacă eu nu cred, mie nu-mi trebuie. Nici nu o strâc. Nici nu-mi bajoc de ea. Le-o dau la alții, cadou. Boha, te cu... Mă, tu cred că trebuie să-i duci acum să te consulți și de artrită. Cred că ai artrită din asta osoasă sau reumă. Faie din ei, du-te, fă-ți un control de tot, serios, că nu știu dacă ești bipolar, nu știu dacă ai Alzheimer, cum zic ăștia, și
Ori artrit, ori Parkinson, oricum e grav dacă ai. Eu nu-mi bajoc. Pe cuvântul meu, dacă aș ști că ai una din bolile astea, eu n-aș mai face vreo spre tine. Sau cel puțin nu ți-aș mai spune să te rezăm. Cum o să pe cu cotul pe Biblie? Nu ți-o rușine. Dar dacă vedeați voi că își pune o soră, o unghiuță din aia și pășea așa, ca o Daliluță, mă. Soră, mostră-te, domnă! Nimă, că pe surorile vedeți? Dar pe voi nu vă vedeți că, hă? Ce faci, mă, cu cotul? Că sigur ți-e și greu. Ai mai și fisurat un pic acolo paginile alea din Cântarea Cântărilor. Mă, și cântare frumoasă pe acolo. N-ați ajuns pe acolo cu scriptura proaspeților însurăței. N-ați ajuns prin Cântarea Cântărilor. Că voi în mariajă, în loc să faceți și scrie în Cântarea Cântărilor, voi îndepliniți mă Apocalipsa. Zici că Apocalipsa trebuie să fie la voi în casă. Voi vă dați seama și la pastorul ăsta ce prefăcut îi. Să roagă el și nici măcar nu mișca de Duhul Sfânt. Nici nu l-are dut, chemă că ăsta are, n-are Duh. Duhul prefăcășiunii de ăla ești mișcat, bă, omul. Mă, când a apărut Boha în peisaj, chemă că umpleți acolo microfoanele de muși și de emisiuni de-a voastre, vă lăs oameni buni, dacă nici cu video ăsta n-ați observat cât mințește Boha și cum îi acuză pe alții, acuză enoreașă, că nu știu versete din Biblie, de el de fapt de atâția ani slujește Domnului ca și creștin și pe urmă tot urcat în rang și pastorul a ajuns, nu știu, pe tampoane cred că a ajuns, așa în fine, revin eu la chestia ceva mai încolo, știe se acuză pe enoreaș, de el nu se vede că el vine cu fițuica. Vine cu fițuica de la ăsta. Vai, Bohariule, că dacă ai dat un diabet, să vezi cum îți aduce aminte de mine, că ai dat un diabet, mă, deși ți-ai tăpăstrat fițuișile și ai venit cu ea în poșetă. Și-ți schimbă Dumnezeu poșeta. Ți-o schimbă din fițuiș, ți-o schimbă în... să ferească de așa ceva, dar dacă vreodată o să ai diabet, tu o să-ți aduci aminte de mine. Sau trebuie să zic Elie Menovelis, ca să aduci aminte de mine? Trebuie. Oameni buni, v-am salutat, v-am lăsat. Eu acum fac foarte târziu video, o să apară public peste o grămadă de ore, peste vreo 12 ore de când îl registrez eu, că durează foarte mult timp să se încarce. Așa că vă rog frumos, apreciați munca mea. Pentru că videourile care le fac în formatul ăsta, când mă registrez pe mine și pe desktop, și de durată așa de lungă, durează foarte mult până se încarcă, până se procesează și până se transformă calitatea. Adică până devine calitate HD. By the way, mai zic chestia asta și închid video. Unii dintre voi, când și apare public video ăsta, vă și dați click pe el. Pentru că și dați click pe el sau pentru că vă și uitați, calitatea e un pic mai slăbuță. Dar dacă vă uitați după o oră sau două, calitatea e mai clară. Pentru că în timpul ăla, el după ce e încărcat și procesat de YouTube, atunci se transformă în calitate HD. Dar pentru că vă și dați play ca să mă auziți pe mine, măicuța voastră, calitatea încă nu e clară. Deci dacă câteodată vă arăt ceva în scris și nu se vede clar, nu e din cauza că eu nu fac videouri de calitate. Eu mă chinu să le fac foarte ok. Adică foarte ok, da? Numai că voi trebuie să înțelegeți că durează măcar o oră după ce e public, calitatea lui să fie cât de cât clar. Ok? Să nu dați vina pe mine și să nu credeți că îmi bate joc de voi. No. V-a salutat mama Naomi și dacă nu-mi hăcuiește din nou omul ăsta video, ne vedem pe YouTube. Dacă nu, poate o să mă vedeți la canal de, la știri. Că sigur, Șoșoacă e fix strântă pe lângă mine. Deci Șoșoacă e fix strântă pe lângă mine. Eu mă duc, știu eu cum mă duc. No. La revedere și Boha, scochi pe tine.